În aceste condiții dificile din punct de vedere financiar, programul de investiții pe SMS-ul 2 nu a fost aprobat. Acest lucru nu pune în pericol oarecum sistemul hidroenergetic? Nu punem. Într-adevăr, așa este. Bugetul de investiții pe 2012 încă nu a fost aprobat, tocmai din cauza acestor constrângeri bugetare. Pentru că noi avem la capitolul venituri cu vreo 100 de milioane de lei mai puțin decât au visat frumos directorii de la Hidroelectrică anul trecut în noiembrie și decembrie. Atenție! Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin hotărârea de guvern 277 când? Pe 3 aprilie 2012. Până atunci putea fi rectificat, ajustat, în jos. Nu s-a făcut. Și în aprilie eram în forță majoră 2012, ca și în noiembrie 2011, tot în forță majoră. Și așa, într-o dulce visare, noi am zis că ne îmbogățim, că facem miliarde de venituri, dar nu le-am făcut. Și trebuiau să prevadă și era în obligația lor să prevadă, nu de directori, de mari manageri, de simpli oameni care știu să citească o prognoză de la Institutul de Meteorologie sau de Hidrologie. Și în 2012 va fi secetă și să știa lucrul ăsta. Bun, deci e clar că avem venituri mai mici, cheltuielile, 80% din structura cheltuielilor înseamnă cheltuieli fixe. Nu poți să intervii pe contractul colectiv de muncă că țipă-i liderii de sindicat și zic, băi, ești un criminal, borza. Deci nu se va denunța contractul colectiv de muncă. Există o posibilitate și nu o să mă ascund niciodată de dragul nimănui. Dar aveți un acord semnat. Nu o să mă ascund de dragul nimănui. Să spun că nu pot să denunț contractul colectiv de muncă. Dar însemna să vă încălcați propriile promisiuni. Nu eu l-am încălcat. Avem un acord însemnat de către administratul judiciar, lider de sindicat, ministrul economiei și șef OSP pe 26 iunie, în care ambele părți se angajau la niște lucruri. Noi ne-am onorat toate acele obligații asumate. N-am dat un om afară. N-am tăiat un spor, o primă, o bonificație. Niciuna din cele 70 de stipendii, lună de lună, la minut, la ceas elvețian, le-am dat tuturor. Cine a încălcat acel acord? Cu acțiuni mai mult decât ostile, nu față de borsa. V-am spus, să dea o tonă de roșii după borsa, ci față de interesele Hidroelectrica, cu care ar trebui să se identifice și ei, că sunt salariați și ei și copiii și nevestele lor. Peste 3.000 de salariați de la Hidroelectrica și Hidroservuri sunt rude. E o mare familie. Și nu o spun peorativ, și ar și trebui, în adevăratul sens al cuvântului, să fie o mare familie. Lor le profită cum va ieși Hidroelectrica din insolvență, nu lui borza. Borza poate să iasă și cu un picior în fund și pe ușa din dos. N-are importanță. Hidroelectrica trebuie să iasă bine. Deci există și această posibilitate deci de a denunța. Păi câtă vreme tu promiți să nu promovezi acțiuni în justiție, opoziție la deschiderea insolvenței, recursul la deschiderea insolvenței, suspendare la curtea de apel a sentinței de deschidere a insolvenței care s-a judecat pe 22 august. Adică au fost foarte agresivi. Instanța Curtea de Apel a dat un termen 4 octombrie și au cerut preschimbarea din 4 octombrie pe 22 august. Au fost foarte nerăbdători. Și dacă vă uitați pe acțiunile promovate de Hidrosind cu cele promovate de Alpic, sigur e o coincidență că sunt înregistrate în acea zi. Dar faptul că sunt copy-paste până și la greșeli de ortografie și una și alta spune ceva. Și faptul pe surse, că avem și noi sursele noastre, că au fost redactate de același avocat și contestațiile, opozițiile, recursul celor de la Alpic și celor de la Hidrosind, iarăși ce spune? Ce avocat? N-are importanță, nu? Înțelegeți? Deci cei care au încălcat acest acord sunt cei de la sindicat, cei care au dat un comunicat care a făcut mult rău Hidroelectricii acum o săptămână, că se îndreaptă Hidroelectrica spre faliment, sunt cei de la sindicat. Deci când veți denunța contractul colectiv de muncă? Ca să fie foarte clar. Și pot să dau, că eu sunt un om al pariurilor, nu sunt un jucător, deși mulți ani am fost avocatul cazinolor în perioada lor de glorie, dar n-am intrat niciodată într-un cazino și nici nu știu să joc, nici șeptic, nici poker, cu atât mai puțin. Deci care pariu care pot să-l fac? Am mai făcut un pariu cu evoluția megavatului prin raportare fie la piața energetică din România, fie la bursa londoneză a metalelor. Contractul colectiv de muncă nu va fi denunțat. Asta e pariu care îl fac. El va fi renegociat. Și sunt convins că în cei atât de mulți lideri sindicali sunt oameni, și majoritatea dintre ei, sunt oameni responsabili, sunt oameni maturi, și care sunt alături, nu doar declarativ,
alături față de Hidroelectrică, o societate care chiar pe bune traversează o perioadă dificilă, că vor fi suficient de rezonabili. Și o să reușească să se convingă și pe ceilalți care sunt mai reca, a început din prima zi, din a doua zi. Pretențiile astea mele eu le-am enunțat. Eu sunt un om direct, sunt ardelean. Pentru, la mine cei în gușe și în căpușă. Le-am spus clar, nu mă ating de salarii de bază, pot să nu dau pe nimeni afară, deși nu e corect să am o schemă de personal pe partea de TESA atât de mare și care acea treime din TESA să aibă o pondere în fondul de salarii de peste jumătate, de 52%. Și iarăși nu este corect ca 41% din total venit salarial să reprezintă retribuția pentru munca efectiv prestată și 59% să reprezinte pomeni. Să nu fiu rău, pomeni. Sporuri, indemnizații, bonificații, prime, diurne. Sunt legale. Nimeni nu spune că nu sunt legale. Spun doar că sunt imorale. Și că Hidroelectrică azi, în 2011, în 2012, dar nici în 2013 nu o să fie situația mai roză la Hidroelectrică, pentru că seceta se anunță. Și în 2013 nu își permite luxul ăsta de a da prime de vacanță de 30 de milioane de lei, de a da adaosuri de Paște și Crăciun de 13 milioane de lei, de a da prime jubiliare pentru fidelitate de alți 13 milioane de lei, de a plăti 21 de milioane de lei deplasări, nu doar cele în interes de serviciu care se justifică, dar și cele voluptorii când își scoate prietena la mare, la plimbare, nevasta și copiii, și iarăși vreo 20 de milioane diurne de delegație. Adică și un premier, și premierul când se duce la Washington sau se duce la Paris, probabil că are o diurnă mai mică decât un salariat de la Hidroelectrică. Că aminte nu mi-explic suma asta exorbitantă de 21 de milioane de lei cheltuială cu diurna de delegație în fiecare an. Și nu pleacă 5.000, să nu ne imaginăm că pleacă în delegație 5.239 de angajați cât are Hidroelectrică astăzi. Spuneați că sistemul hidroenergetic nu va fi pus în pericol din cauza neaprobării bugetului de investiții. El de va fi aprobat, el va fi aprobat oricum până la sfârșitul lunii ăsteia. De unde vor fi luați banii pentru vor fi drămuiți, vor fi drămuiți banii și vor fi prioritizate investițiile. Noi am făcut 4 grade de prioritizare, etape, trepte, investiții de grad 0, 1, 2 și 3. Deci alea care sunt de grad 0 și avem în vedere cele de mentenanță, pentru că nici Hidroelectrica nu are interes să scoate din producție un hidroagregat. Bine, acum și dacă ar fi în producție toate cele 580 de hidroagregate, tot pe dreapta ar sta, că nu au apă, n-au ce să uzineze, n-au ce să producă. Sigur că ne-am îmbogățit. Deci dacă am avea apă, ne-am îmbogățit și am anulat toate pierderile de pe primele 6 luni. Pentru că am vinde megavatul, nu la 130 de lei cât îl vindeam până ieri în contractele bilaterale, sau la 71 de lei cât vindem și azi pe piața reglementată, ci la 300 de lei. Pe PZU, pe piața zilei următoare, sau de ce nu și la 400 de lei megavatul pe piața de echilibrare. Dar iată că n-avem apă. N-avem apă, n-avem producție, n-avem megavați, n-avem ce vinde, ce urca pe platformă, pe PCCB. Deci chiar dacă am fi avut bani pentru investiții, 30% din aceste 580 de hidroagregate ar fi fost trase pe linie moartă, oprite din exploatare pentru că nu au apă. Deci chiar nu se pune problema afectării sub nicio formă a siguranței sistemului energetic național. Vor fi sunt prioritizate acele lucrări de mentenanță. Pe scurt, Hidroelectrica își va reduce aportul pe piața reglementată de la 1 ianuarie și ieri am avut o discuție cu președintele Havrileț, de aia spun că sunt dușmanul public numărul 1 al tuturor, deși toate acțiunile noastre concord ale administratorului judiciar cu interesele legitime ale Hidroelectrica. Sunt primul oficial, să spun, al Hidroelectrica care a luat public și a asumat public această chestiune a relației deloc principiale, oneste, corecte, dintre Hidroelectrica și ANR. Și am avut și ieri o discuție împreună cu domnul ministru Daniel Chițoiu, chiar la cabinetul dânsului, cu președintele Havrileț de la ANR, tocmai pentru a găsi modalități concrete de diminuare acestei poveri, acestui aport exagerat față de putința de producție și a recunoașterii costului implicit, nu de la 1 ianuarie, că noi nu mai rezistăm până la 1 ianuarie. Să dăm 5,5 teravați dintr-o producție de 13 teravați, aproape jumătate să dai, 45% din producție să o dai,
în pierdere la 71 de lei megavatul, câtă vreme prețul nostru de cost era bugetat 125 de lei la o producție de 15,6. Dar câtă vreme noi facem cu 2,6 teravați mai puțin de când ne-am bugetat, facem doar 13, la momentul actual prețul de cost pe megavat e 132 de lei. E, faceți diferența între 132 și 71, sunt 60 și câți? 63 de lei diferență, pierdere. În fiecare zi, ANR-ul ne dă o pierdere pe care noi nu mai putem susține. Un ANR-ul când va da un răspuns? De la 1 septembrie. Deci de la 1 septembrie urmează să ni se reducă, deși e foarte puțin, cu 83 de gigawatts pe lună aportul pe piața reglementată. În următoarele, vorbim septembrie, octombrie, 4 luni, 8 ori 3, cât? 32, un 350 de gigawatts, e foarte puțin. Iată că nu coborăm nici cu supragul ăla psihologic de 5 teravați, câtă vreme noi anul trecut am avut 4,5. Iar prețul? Dar fiecare, la preț, încă nu am găsit o formulă, continuăm discuțiile, ar fi rezonabil pentru noi, într-o primă etapă, și undeva în jur de 100 de lei să ne plătească pe megawatt, care evident ar fi sub prețul de cost. Dar una e să ai 30 de lei sub prețul de cost și alta e să ai 63 de lei sub prețul de cost. Sperăm să anulăm această pierdere din piața reglementată pe vânzări ulterioare, viitoare. Noi am dislocat doar teoretic 7,5 teravați, 7 milioane 500 de mii de megavați din contractele bilaterale. Dar nici măcar un gram din milioanele astea de megavați n-am putut să vindem pe piața liberă, nici un megavat, că nu-i aveam. Eram într-o supracontractare. Eram într-o supracontractare și după denunțarea celor 6 bilaterale în luna august 2012, când aveam obligații contractuale de 926 de gigawatts, aveam un estimat al producției bugetat prin acel celebru buget făcut de marii noștri manageri. Trebuia să facem 1,1 teravați sau 1100 de gigawatts și pe bune în august facem doar 700 de teravați. Suntem de râsul curcii. Deci am denunțat 7,5 milioane de megavați și totuși suntem în supracontractare în august. Deci aia au dispărut în neantă, aia 7 milioane de megavați. Sunt doar un vis frumos. Și dacă nu activam clauza de forță majoră la 2 august, trebuia diferența, deficitul de producție de 226 de gigavați să-i luăm de pe piața liberă. Să-i luăm la 300 de lei de pe PZU sau la 400 de lei din piața de echilibrare ca să-i vindem la un preț mai bun acum, pe cele 4 contracte care au rămas, cu Alro, cu Elsid, tot vindeam undeva în jur de 200 de lei. Mult în pierdere. Nu mai vorbesc că dădeam o parte pe piața reglementată la 71 de lei. O ultimă întrebare. Se mai privatizează ceva, acțiuni, management la hidroelectrică sau s-a renunțat la ide? Există un cadru normativ, există o hotărâre de guvern care prevede privatizarea unui pachet de 10%, de 12,5% din capitalul social. Procedurile sunt în derulare, ele nu au fost suspendate. Punctul de vedere personal al avocatului Borza. Eu aș fi împotriva vânzării unor pachete de acțiuni de la hidroelectrica. Acum sau... Acum sau oricând sau pentru totdeauna. Tocmai am vorbit de acest rol major, vital pentru economia românească. Avem o datorie externă de aproape 100 de miliarde de euro. Din ce ne o plătim? Războaiele secolului 21 se duc nu pe teritorii, ci se duc pe resurse de hrană și resurse minerale. Pe resurse de hrană nu mai contăm, deși avem 9.300.000 de hectare, eram cândva grânarul Europei, avem 4 milioane de hectare pârloagă, Elene să-l dăm cu sapa, și pe ăla care îl dăm cu sapa, e empiric acum 3.000 de ani, în epoca bronzului, din cauza secetei, codul roșu și în agricultură, pentru că aveam 3.200.000 de hectare irigate până în 89 și la momentul ăsta avem 150.000 de hectare irigate. Ne merităm soarta. Am ajuns și castraveții și usturoiul și ceapa și cartofii să importăm de la bulgari sau de la turci. Deci noi nu mai avem o agricultură nici măcar pentru de subsistență. În ceea ce privește resursele minerale, cu o inconștiență demnă de soldatul șvec, le privatizăm chipurile, le vindem pe doi poli.
vindem zăcămintele de aur, vindem zăcămintele de cupru, fie că vorbim de moldomin, fie că vorbim de cuprumin, vindem tot. Ei, zăcămintele astea, nimeni, nicio țară cu scaunul la cap nu le vinde, dar noi le vindem. La fel, Hidroelectrica rămâne o companie importantă și o companie care își poate maximiza profitul chiar și cu un management al statului. Acum, sigur că ingerința factorului politic ar trebui să fie ceva mai mică și că numirile să nu fie pe criterii politice, ci pe criterii de competență profesională. Sunt de acord că poate să fie hidroelectrica, poate fi managementul hidroelectricii poate fi încredințată unor manageri privați și chiar o procedură în sensul ăsta demarată și am chiar în luna septembrie sunt 5 manageri calificați care vin de prin marele capitale ale lumii să angajăm la hidroelectrica. Dar ceea ce spuneam la o dezbatere la Ziarul Financiar săptămâna trecută, vis-a-vis de acest management privat sau profesionist, poți să-i aduci de oriunde, să le dai și 100.000 de euro pe lună, că nu au ce să facă, nu o să dea randament, pentru că să se trezească neputincioși, prizonieri, captivi, în niște contracte încheiate de alți băieți deștepți. Pentru că tocmai ce vă spuneam, la fiecare societate de stat sunt contracte similare cu cele cu care ne lovim noi astăzi la hidroelectrică și vor avea aceleași bariere în contracte colective de muncă și mai împovărătoare. Noi nu avem decât 48 de salarii, zic doar, cu ghilimele, la hidroelectrică, la alții sunt 90 de salarii la nucleară electrică și sporuri la fel, cu sutele. E, ce să poată face un manager care vine de la Washington sau de la Paris sau de la Londra? Nimic. N-are pârghii, n-are instrumente. O să-și facă bagajele, își pune pantalonii înapoi în geamantan după o lună, două și oricât de tentant ar fi postul care e tribut, se pleacă. Pentru că e o chestie de onoare, ăla n-are cum să performeze.